Anul acesta, la Turcoaia, s-a ținut prima ediție a festivalului Troiesmis 2007. Era o căldură așa de mare, de... eu prezentam acolo și numai puteam curge apa după mine, în fine. Nu numai după mine, ci și după orchestră. Dar nu mi-a părut rău, fiindcă acolo, Marele Premiu l-a obținut o voce, cum să vă zic, o voce extraordinară. O invit în scenă pe Ioana Andreea Chisăliță. Dar, Andreea, vreau să te întreb ceva. Noi eram la muncă odată și ne contraziceam așa, nu știam ce înseamnă aia. Ce chisăliță? Ce este asta? E vara, se face un suc de prune. Ah, ați auzit, da? Deci suc de prune înseamnă chisăliță. Chisăliță, Andreea, Ioana. Thank you.
V-ați convins ce voce are, nu? Să rămânem tot în această zonă a Moldovei, dar de această dată să trecem brut în partea și să invităm pe grupul Etnos din Chișinău. Trece prutul încă o dată alături să fim de dumneavoastră în această seară. Vă mulțumim mult și pentru toți prietenii noștri și pentru toți dumneavoastră pe care vă iubim foarte mult și vedem că ne iubiți și dumneavoastră pentru că o simțim prin aplauzele dumneavoastră. Sperăm, mulțumim mult, sperăm că cântecele noastre să vă aducă lumină și bucurie în sufletele dumneavoastră. Tu erai mai.
Cântec istoric ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române, carpații, la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardalul, Ardalul, Ardalul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile!